Mii de pelerini vor fi anul acesta la Sanctuarul Național Marian de la Cacica din județul Suceava în zilele de 14 și 15 august, cu ocazia sărbătoririi Adormirii Maicii Domnului. La celebrările de anul acesta va fi prezent și înalt preasfințitul Agostino Marceto, arhiepiscop emerit din Italia, și preasfințitul Laszlo Biro, episcop militar din Ungaria. Mai multe detalii despre acest eveniment aflăm de la preotul Cornel Cadar, care ni se alătură chiar acum prin telefon. Bună seara! Bună seara și bun găsit! Ce semnificație are pentru credincioșii catolici acest pelerinaj? Cacica este în nodul Bucovinei și e declarată biserica de acolo, Basilica Minor, de Ioan Paul al II-lea, adică un loc special de rugăciune, un loc special în care în fiecare an, de 15 august, credincioșii din toate zonele țării, dar nu numai din zonele țării, ci și din afara țării, se îndreaptă pentru a se ruga, pentru a asculta cuvântul sfânt din Sfânta Scriptură, pentru a participa la liturghiile de acolo și pentru a medita. Anul acesta sunt predici speciale ținute de un părinte, Iosif Bisoc, paroc de Buruienești. De asemenea, printre pelerini se numără preasfințitul Petru Gherghel, episcopul de Iași, și preasfințitul Aurel Percă, episcopul auxiliar de Iași, în afara celor pe care deja i-ați amintit, oaspeții speciali, episcopul Laszlo Biro din Ungaria și arhiepiscopul Augustino Marceto din Italia. Sigur că pelerinajul va începe de vineri cu un pelerinaj pe jos. Tocmai asta voiam să vă întreb, ce se va întâmpla exact pe parcursul celor două zile, 14-15 august, am înțeles. Deci, practic, va avea loc deschiderea evenimentelor de acolo, de la Cacica, vineri, și în același timp va porni un pelerinaj pe jos al tinerilor și al persoanelor consacrate, adică călugări și călugărițe, fiind un an dedicat persoanelor consacrate anul acesta. Pelerinajul acesta va fi condus de preasfințitul Aurel Percă, se va ajunge la Cacica vineri în jurul orei 12, urmând ca la 13:30 să aibă loc ritul primirii tinerilor pelerini și a călugărilor și călugărițelor, iar seara la ora 18 va fi o sfântă liturghie dedicată special tinerilor și persoanelor consacrate, iar apogeul zilei de vineri, ajunul practic al hramului de la Cacica, va fi la ora 22, când vor fi rugăciuni și cântece în cinstea Maicii Domnului și vor fi aprinse lumânări și din inimile pelerinilor se vor înălța cântările fixate pentru acea zi. În ziua de hram, 15 august, vor fi liturghii în diferite limbi dedicate în special pelerinilor din străinătate. Astfel va fi o liturghie în limba ucrainiană, apoi în limba germană și în limba maghiară. Cea din limba maghiară va fi prezidată de preasfințitul Laszlo Biro și în limba polonă. Iar la ora 11 va fi liturghia hramului, liturghia aceasta prezidată de preasfințitul Petru Gherghel, care va ține și cuvântul de învățătură. În alt preasfințitul Augustino Marceto va avea un mesaj special la finalul liturghiei, iar liturghia se va termina cu procesiunea de la final cu icoana Maicii Domnului, o icoană renumită și binecuvântarea florilor și obiectelor religioase aduse de pelerini. Ce ne puteți spune despre pelerinajul bicicliștilor? Anul acesta nu mai are loc un asemenea pelerinaj, pentru că, după cum am precizat, e un an dedicat persoanelor consacrate și are loc pelerinajul acestor persoane consacrate. Anii trecuți a avut loc un asemenea pelerinaj, însă, cu siguranță, vor fi pelerini care vor veni și cu bicicletele, precum sunt și pelerini care de ani de zile străbat distanțe foarte mari pe jos pentru ca să simtă, știu eu, jertfa unui asemenea pelerinaj. Precum sunt pelerini care, sigur, vin cu mașinile sau cu autocarele din parohii sau cu trenul. Mulțumim tare mult pentru toate aceste informații, iar pe dumneavoastră, doamnelor,